Totul a început cu pușculița de porțelan. Era în toamna lui 1943, când viața mea, până atunci liniștită, a fost înghițită de un adevărat mărtej. Bună, Betty! Anabel, ce nume ciudat! Ești de o familie bogată, așa-i? Ai vreo ceva de la mine? Mâine îi vei aduce un lucru prețios, dacă nu vrei ca tu și frații tăi să aveți de suferit.